N-are... Nu, e vorba de altceva, Livian. Toate chestiile astea, am zis, nu trebuie să... Trebuie să dai importanță la ele. Ți-am zis, o să ne asumăm relația și o să vezi că nu o să mai se întâmple chestiile astea. Îmi ceri o chestie... Ea e imposibilă. Nu, e, la mine nimic nu e imposibil. Numai dacă vrea Dumnezeu. Altceva vreau să spun. Mie îmi cer o chestie puțin exagerată, având în vedere situațiile care se întâmplă pe aici prin casă. Tu nu poți să-mi ceri mie să mă afișez într-o relație cu tine atâta timp cât tu mie nu îmi respecti. Nu, ți-am zis să ne comportăm cum suntem noi. Normal, nu... Și la ce mă refer? Și nu vreau să dau curat, că și la ce mă refer. Adică să comport altcumva în emisiunea Ligii. Păi asta vreau și eu, că ieri a spus că mă dau sfântă. Aș vrea să știu ce am făcut în afară. Mă refer că atât suntem noi doi și stăm noi doi, ești altfel. Ok, ce am făcut în afară, ca tu să spui că eu aici mă dau o sfântă. Pentru că și tu ai greșit față de mine, n-ai fost singura care... Adică tu mă acuzi de unele chestii, dar și tu ai greșit. Da, da, a spune că de la greșit cu niște chestii și a spune că mă dau sfântă aici... Păi nu, că tu mă acuzai pe mine și eu ți-am zis că nici tu nu ești sfântă, că și tu mi-ai greșit mie. La asta mă refer, anum, adică nu ți-am zis nimic urât. Am ideea că și tu ai făcut ceva. Da, e foarte interpretabil ceea ce păi tu ai... Păi și te-am lămurit acum. Da. Uite-am zis dacă vrei să fie bine și... Dar nici tu, Filip, Filip, dacă tu vrei să ai o relație și să-ți asumi relația sau să-și asume relația cu tine... Păi și tu trebuie să pui capăt cu toate fetele. Adică aia, pe o dată când îți zice chestia asta, eu o să știu ce să fac acum încolo. Ai înțeles? Trebuie să pui stop. Dar nu vorbeam pe nimeni pe cagicărală. Îți am zis eu, când o să asume chestia asta, eu o să vadă la mine mari schimbări. Dar tu ce încredere îi oferi? Filip, cunoașterea asta voastră, prin cunoașterea asta voastră, ea, oricum încredere. Trebuie să-i demonstri și să-i oferi încredere. Da. E ca și cum, dacă de mâine eu cu tine nu mai fac nimic, dar până în timpul ăla noi facem. Andreea, dar și el are unele chestii, că el vrea să fie asumat, adică la trei zile. Nici Ligi, să nu fie una în spate și alta aici. Adică asta ar pune pe gânduri pe Filip. Marius, doamne, Livian, scuză-mă. Îl pune pe gânduri și normal că el... Livian, nu îl pune nimeni pe gânduri. Cum și tocmai... să nu? Nu, ascultă-mă, te rog și pe mine. Pe mine de asta m-a și deranjat când el a spus că sunt într-un fel afară și sunt aici în altfel. În afară de faptul că nu mă apropiu foarte tare de el, nu sunt la absolut nimic diferit. La asta s-a referit omul. Alintul și giugiuleri și chestii de astea? Apoi să mi se spună că mă dau o sfântă și alte lucruri, să mi se spună... Nu, m-a referit că și tu mi-ai greșit mie. Lasă-mă să explic omului. Adică, bine, lasă-mă să... Nu doar eu te-am greșit. Cu ce ai greșit, Lina? Că m-am pupat cu Jador. Pe atunci n-ați avut, voi doi n-ați avut nimic. Asta spun și eu. El se leagă de o chestie și care n-ai gală, și că în gală i-ai spus să rămână, ceva de genul. Sunt niște lucruri de care el se leagă, care nu există. Și destul de bine discuțiile noastre, nu vreau să dau... Nu vreau să zic aici. Filip, astea nu sunt subiecte ce faci tu acum, crede-mă ce-ți spun. Ce? Astea nu sunt subiecte. Că eu am spus omului să rămână, ți-am și spus de ce, da? Pentru că omul ăla de multe ori a spus... Toate fetele fix tu. Omul ăla... Acum îți spun de ce eu. Pentru că eu vorbesc unde vreau. Eu nu sunt timidă, înțelegi? Și eu dacă am o părere și o idee, eu vreau să o expun. Eu nu mă opresc în tine sau în X sau în Y. Eu n-am treabă cu nimeni aici. Eu când simt nevoia să mă exprim, eu mă exprim. Că sunt... care comentează altceva. Pe lângă, nu mă interesează. Dacă ziceai, i-am spus lui Jador să rămână. Și i-am luat foc așa și din toate fetele, n-a zis nimeni și fix tu din toate fetele. Asta m-a deranjat. Eu n-am de ce, mie nu mi-e frică de nimeni de aici și n-am de ce să mă ascund față de nimeni. Eu când am ceva de spus, eu am să spun, vă doare, vă deranjează, mi-i dispiace, ragații, asta este viața. Ai înțeles? Dacă aș asum o relație cu tine și după se întâmplă să afle iară ceva? O, dai seama că o să mă schimb. Da, deci asta vrea să spună că o să se schimbe. Deci, oferă-i șansa. Nu știu, o să mă gândesc. Da, mi se pare... Prea dezamăgită. Eu te cred pe tine acum că ești supărată, știi, înțeleg, dar și nu insist acum să zic ceva. Foarte dezamăgită. Nici nu are nimic. Dar și nu stau să insist acum cu ceva sau să o aduc cu tine, mai vorbești și cu alte fete, adică... E indecisă treaba. Da, Andreea, dar vorbi amical sau random, cum vrei să o luați? Păi da, tu... Până la a-ți face planul să te vezi în afara casei, deja nu știu, mă, guys, eu nu știu cum vezi. Păi stai, aici am explicat că faza a fost cum am vorbit pe la început. Stai că nu e așa, zice că a vorbit prietenește. Faza aia cu văzut a fost în noiembrie, decembrie, când am intrat-o prima dată în casă. Ea a spus că zilele trecute ați vorbit și chiar și ieri seara ați vorbit pe cameră. Zilele trecute, anii trecut. Tu înțelege că ți-arăt telefonul forme și o să vezi. Păi, lasă adică n-am de ce să mă oferesc cu nimic. Arată-i telefonul, demonstrează-i și ștergeți cu peretele tot. Dar să înțeleagă că chestiile astea
I-am explicat că multă lume o să vrea să ne facă rău și o să vrea să ne încurce. Da, mai ales când dau și fapte din partea noastră. Ai înțeles? Da, clar că îmi face rău. Dacă vrei să fie bine pentru amândoi, ne asumăm relația și o să vezi că o să fie altfel tot. Fată, dar eu mi-asum în momentul în care eu trebuie să fiu, să mă facă să mă simt mândră, frate, nu să mă umilească. Păi cu ce te-am umilit eu? Ca să da, eu te înțeleg foarte. Mai umili prin ceea ce ai făcut. Dar și pe mine poate m-am dreptat unele cu unul. Vezi cum o dăm, dar are rost. Ce vrei să fac acum? Să înțelegi, Filip, să înțelegi unde am e greșit. Nu să mă întorci replica. Cu ce te-am umilit? Dacă tu consideri că prin care ceea ce deranjat, nu ai umilit o femeie, care m-a deranjat. Îmi pare foarte rău, nu stau să te învăț. Acum cum trebuie să, mă, să am te comporți cu mine? Nu, că m-ai nu mai fă, Filip. Nu mai fă, să nu mai afle nimic. Atunci că nu o, să o să fie ok. Să întâmple așa ceva. Da, să nu te mai joci cu laserul, Filip. Ce vorbești tu, mă? De ce să nu se joace cu laserul, Marius? Bă! Păi astea nu sunt de copici. Mai e mult până departe. Pici ceva mai mult de atât? Ne vorbești? Ia, te-ai împăcat cu Bianca? Și n-ai de gând? Vede. Am înțeles. Adică da, o să vă împăcați. Nu știu. Dar știi ce mine clar mi-e livian? Scuză-mă, Doamne ferește, doar întreb. Te rog. Ieri voi, înainte să intrați în emisiune, știu că făceați un vlog împreună, nu? Da. Și adică mi s-a părut că erați ok. Da, de asta. Adică discuțiile noastre au pornit de câteva zile. Mai exact din gală. Și din gală am avut senzația asta că, bă, ceva nu-i bine. Auzi, Livian, dar crezi că e o variantă bună de a pleca și a o lăsa aici? Nu înțeleg. Crezi că e o variantă bună de a pleca și a o lăsa aici în situația asta? Dar poate nu pleacă, fată. Mai până la urmă face și resipi. Gândul principal e ăsta. Acum, că plec și o las aici, nu, poate nu o să mai stea nici ea după, nu știu cât timp, dar să știe foarte clar că e mai greu fără mine, da. Eu nu știu ce să zic, nu, dar că, eu nu cred că ai tu inima asta să o lași pe ea aici. Da, asta zic și eu. Și tu să pleci. Da. Și ce rezolv dacă asta... Ai tu inima asta să o lași pe ea aici? Nu că am inima asta, dar într-un fel numai ne-am face rău unul altul, că eu nu pot să stau, n-aș putea să stau aici în casă. Înseamnă că tu nu ai iubit-o de ajuns de mult. Ce bun. Nu părerea așa, mea acum, Doamne, nu mă îndată în cap. Eu așa prică. Cred că tu dacă pleci și o lași aici pe ea, înseamnă că nu ai iubit-o. Oprică, uite-te, să-ți dau. Nu-l întreb dacă e fericit. Dacă Bianca n-ar mai fi acum, mie mi-ar fi foarte greu și nu aici, și pe holuri și oriunde aș... Nu știu, așa nimeni n-aș putea să... Eu când m-am certat cu Marius, am zis primul gând, eu plec acasă, nu pot să stau aici să fiu certată cu el, să fac ce? Nu, mai bine mă duc acasă și noi nu avem o relație de nu știu cât timp. Andreea. Păi nu contează că te ceri sau tu îți spui... De ce m-am certat cu Marius? Probabil... N-ai când te ceri, da, ok. Oprică, probabil... Noi nu ne-am certat. Auzi, oprică, da, asta... Nu, e bine cum ai pus... Că ați ajuns la un comun acord. Stai două secunde, e bine cum ai pus problema, dar la mine e altceva. Eu, motivul pentru care am rămas aici, v-am zis, nu știu dacă ați înțeles de ce a fost, să mă convinc că, bă, renunț la ce am și mă duc la sigur. Mă duc la sigur. Merită, e o femeie, adică un mesaj nu ia găsit să mă deranjeze către alba aia sau ceva. Știi, de asta... Ok, am înțeles caracterul ei. Da, caracterul ei. Are caracter puternic și e tare, e tu vrei o femeie mai moale, așa, ca să... faci tu cu ea ce vrei. El cred că vrea să zică că amândoi comandă în relație. Exact. Am înțeles. Aș fi perfect. Înțelege și el ce aș vrea. Aș fi perfect de acord. Bă, comandă-mă în particular noi doi, știi? Viviane! Adică, da, pe față dă-te după mine. Dar nu, opri că nu știi tătă. Eu am înțeles că voi aveți simplu. Subiectele astea de mai demult. Da, dar nu știi toate detaliile, așa, per cum păi vezi. Sper total. Pune nici nou, că suntem curioși. Da. No, intimitatea noi știm în asta, nu, nu prea mă simt încă confortabil să discut. Ok, am înțeles, dar la un moment dat ar trebui să-i explici, Livian, da. Pentru că ești într-o emisiune și da, știu. Mii de oameni care se uită și vă urmăresc povestea voastră de iubire și din bun simț ar trebui să-i explici. Și normal, numai acum am început să mă deschid, să ne deschidem ceea ce trăim. Am înțeles, eu cred că o să ajungeți la un moment dat. Da. Să vă împăcați și să ajungeți la un... În sufletul meu, da. Asta numitor zic. Comun. Pentru că iubirea învinge, da. Dacă iubirii. Dar trebuie să și meriți.
Normal. Eu îl iubesc pe un bărbat și mă bate toată ziua. Nu pot să stau cu el, că îl iubesc, dar nu stau la infinit. Tău, Andreea, dar eu am stat. Am dat un exemplu. Nu pot să stau la infinit. Eu suntem caracterii diferite. Dar personalități în timp am... Suntem construite. Dar din ce explică ea, nu pare a fi ceva exagerat, știi? Dar când dar poate nu vrea, adică, nu vrea el să zică. Frate, te duci și în... Da. Ai văzut că a zis că nu se simte confortabil să vorbească despre chestia asta. Bine. Și pe undeva înțelegi. Că ok, viața mea, am dat publicului din ea, dar nu vreau să dau și părticica mică, că e a mea, frate, intimitatea mea. E destul că sunt aici, am vezi reacții, mă vezi când plâng, poate nu vreau să mă vezi când plâng. Poate mă vezi când râd, poate mă vezi... Nu. Ligi, nu e așa, trebuie să-ți asumi. Deci știu ce zici, da, normal. Îți asumi, adică oamenii așteaptă. Bă, de ce s-au certat? Eu nu zic nimic, stau mută. Știi care e chestia? Da, sunt multe care nu se și spun. Care normal că sunt intimități care nu se spun. Și fiecare dintre noi avem intimități. Și... Părerea mea e că Livian vrea să o schimbe un pic pe Bianca, probabil. Probabil să zic, da, dacă vrea să o schimbe în ceva, într-o variantă mai bună a ei, nu-i nimic rău în asta. Nu-i rău, dar dacă ea o să ajungă să schimbe într-un mod în care nu o să-i fie ei confortabil, o să ajungă nefericit.